Să fi trecut de atunci mai bine de 4 decenii și jumătate, de când acești bărbați, cu părul lor atins ușor de bruma vieții, puneau la cale un lucru nebănuit de ei în acel ceas. Ceva care avea să devină aventura vieții lor și avea să le împletească destinele pentru totdeauna. Prima sâmbătă din luna octombrie este o zi deosebită, când 8 persoane ne întâlnim neapărat aici, în Chișinău, ori în teritoriul Republicii, ca atare. În fiecare an este dinumit nou președinte. La 12 la, ales, da, la alegi, la 12 de noapte. În mod democratic, da. Domnul președinte în exercițiu are drepturi nelimitate. Pe un an de zile, nu mai mult. Disciplină la noi, ultima exemplară. Da, e o disciplină diferă. E legământul pe care l-au făcut după absolvirea Institutului de Medicină. Legământ fixat într-un statut pe care îl respectă și azi cu sfințenie. O frăție unică în felul ei. De la început a fost ceva care ne-a unit așa și... E foarte rar când plouă, da. Când eu zic cu nouă. Marea majoritate, e că prima sâmbătă octombrie, e că cum o vedem astăzi. Fiindcă noi, fiecare de noi, suntem cu Dumnezeu în suflet. Da. Și mai ales când venim la această întrunire festivă, solemnă, ne facem cruci în gând, vreau zic că... Ne-am mers pur și simplu și genetic am fost determinat, cred că, de moș, strămoș, ceva și necumine. Dar mult ne-a ajutat că am fost toți împreună, sprijinindu-ne, sfătuindu-ne cum pași să-i facem în așa mod ca să fie cât mai corect pentru societate, pentru tot. Și asta e foarte important a fost pentru noi, parcursul anilor acestea. O prietenie adevărată lăinuiește și dincolo de mormânt. Azi e prima oară când Ștefan, unul din frăția lor, n-avea cum să vină la întâlnirea tradițională din miez de toamnă. Și atunci, firește, venit au ei să se reculeagă la mormântul celui din tâi prezident al lor, Ștefan Plugaru, cel mai cumpătat și mai chibzuit dintre ei. De aici și supranumele de Înțeleptul. Om de mare omenie, mărturiei stă și profesiunea de credință înveșnicită pe piatra-i funerară. Grăbiți-vă să faceți bine! Tăticul nostru, după părerea mea, era un tată adevărat, un tată de fetițe. Era blând, era cald, era... te alintat. Știai că dacă este tăticul, nimic nu se poate întâmpla rău. Era un tată extrem de iubitor. E un familist desăvârșit. În copilărie știu că eram fascinată de povestirile tatălui nostru despre anii lui de studenție, cât de frumoși erau, cât de... ce relații frumoase avea cu prietenii, pe care noi deja îi știam ca membri importanți ai familiei noastre. Ulterior, academicianul Ghidi Rima, academicianul Ababi, pentru noi tot rămânând, nenea George, nenea Ion, nenea Colea, oameni extrem de importanți și ascultam cu atâta nesaț povestirile tatălui din studenții, viața lor cu bune, cu rele, cu glume, băieți simpli, veniți de la țară, nu prea știau limba rusă, confruntându-se cu o societate nouă, să înveți obiecte foarte complicate în limba rusă. Eu nici nu puteam să-mi imaginez așa ceva.
să încep să înveți într-o limbă străină, dar uitați-vă că toți au trecut prin asta și au format în momentul de față spuma societății, spuma intelectualității. Neștiute sunt căile Domnului. În același an, 1960, soarta, destinul, norocul, întâmplarea îi aduna pe acești oameni la aceeași instituții de învățământ. Noi am nimerit într-un camin și într-o cameră. Unii erau deja după armată, alții erau, fa să zic, îndată după școală, după absolvirea școlii, școlii medii, vă zic că eram de vârstă diferită. Dar, totuși, nu știu cum, probabil că soarte, ne-au selectat că toată viața pe urmă cu băieții ăștia am fost împreună. Я должен сказать, что этот коллектив спаян как братья. С этих студентов вышли великие люди. Наставником этих всех ребят был Георгий Петрович. Într-adevăr, am fost legați tot timpul. De ce să nu vă mirați că toți ceilalți sunt de la un singur curs, afară de mine, care sunt cu 3 ani mai înainte, și domnul Tulei Iura, care un pic mai târziu s-a alăturat la noi și de acum grupa s-a închegat. Da. Vreau să vă spun că din toate întâlnirile pe care le am pe parcursul anului, dar am nu puține, cea mai plăcută și cea mai de suflet întâlnirea asta e întâlnirea cu prietenii de aici. Viața multor absolvenți a Institutului de Medicină din acele vremuri avea să fie mult înăurită de activitatea lor în cadrul Organizației Sindicale a Studenților. Studenții își îmbunătățeau prin eforturi proprii condițiile de trai în cămine, luau parte la reconstruirea multor obiective de menire social-culturală din Chișinău și la multe altele. Prieteniile legate în anii de studenție se consolidau și deveneau aici și mai trainice. Ion Ababi, Ivan Marciuc, Gheorghe Ghidirim, Nicolae Dolghi, Ștefan Plugaru și alții s-au încadrat în această muncă, manifestându-și din plin calitățile și aptitudinile care aveau să-i recomande ulterior pentru ocuparea unor funcții importante în domeniul ocrotirii sănătății. După ce am terminat institutul, a fost balul de absolvire, sau cum se numește, unde am rămas bun de la prieteni, de la profesori. Iată, atunci mi-a venit ideea că ar fi bine că să ne mai întâlnim. Ideea grupului, deci ca atare, noi trebuie să ne socotim cu onător. Dar ideea, cel mai scump spate, e Ababi. Și la anul 6, gata, a fost repartizați, care pleacă armată, de pildă pe farii, l-au luat 25 de ani, au făcut armată. Și el a stat așa, zice, băi băieți, și cu asta se termină, ce facem? Păi, aici, deși Dumnezeu mai vedenă, nu, eu propun, iată, facem cu tare și în aceeași seară când am propus, ne-am așezat și am făcut statutul. Trebuie de ales președinte, care să fie, deci să organizeze lucrul ăsta. Și noi ne-am gândit că ce cuvântul președinte? Președinte este președinte de colhoz, președinte de adunare, președinte de asta. Nu-i frumos, trebuie alt cuvânt. Și nu știu cine o spus, zici că e prezident. Fiindcă prezidentul asta e ceva superior. Cine ar fi bănuit atunci că acea izvodire semiserioasă, semiglumeață de prezident era oarecum destinul care le făcea complice din ochi în acel ceas al vieții lor, ca și cum zădărându-i: aha, ia să vă văd de ce sunteți în stare. Unde mai poți întâlni ca într-un grup de colegi, prieteni, de promoție, de 9 persoane, să se regăsească peste ani 2 academicieni și ministri ai sănătății, un prim viceministru al sănătății, 3 doctori habilitați în medicină și profesori universitari, un conferențiar, șef de catedre universitare, șef de spitale republicane și raionale,
trei dintre aceștia devenind cavaleri ai Ordinului Republicii. Printre ei se numără și un deputat al poporului din fosta USS, dar și un deputat în primul Parlament Democratic care semna declarația de independență a Republicii Moldova. De asemenea, trei din acest grup au fost distinși cu premiul de stat, iar Ion Ababi și Gheorghe Ghidirim s-au numărat printre candidații la președinția Moldovei. Sunt oameni muncitori care au început de la nimic și au ajuns aceia care au ajuns. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că a nimerit în această echipă. Asta e o bogăție extraordinară și pentru mine și e o prietenie de invidiat pentru foarte mulți oameni care ne înconjoară și care știu, tot se dă o întrebare, cum de ați reușit voi? Cum de ați format grupul acesta? Cum de l-ați păstrat pe parcursul acestor ani? Dacă nu ne închip, nu știu, cred că nu fost această echipă. Eu de fel de unul am auzit eu foarte sărac, fără ei. După încheierea studiilor, Victor Uncuța a fost repartizat la Ungheni. Doi ani mai târziu, este chemat la datoria militară și ajunge în Transbaikalia, într-o unitate medico-sanitară la 30 de kilometri de Ulan-Ude. Au fost ani grei de serviciu militar, dar i-a înfruntat cu destoinicie alături de soție. Aici li s-a născut și primul băiat. Odată încheiată militaria, s-a reîntors la vechiul loc de muncă, adică la Ungheni, în funcția de adjunct al medicului șef. Iar din 1981, timp de aproape două decenii, a fost medic șef al raionului Ungheni, fiind distins în 2006 cu Ordinul Gloria Muncii. Și azi continuă să muncească împreună cu soția. Este șef de secție al unei instituții de informație și statistică medicală. Pe parcursul anilor am cununat, am botezat, ne-am înrudit practic, s-a născut a doilea ficior, ambii medici, au și ei copii, trei nepoate, un nepot, bunel așa pe toată cinstea. Și să ne satisfăcut că trece viața repede. S-a satisfăcut că am ajuns la vârsta asta și sunt pe pământ și văd depoți și văd prietene. În grupul nostru a fost în statut. Nu se acceptă nimeni în afară de noi. Deci multe sunt puncte acolo. Nu are dreptul să lipsească, numai în cazuri excepționale. Da, cine a lipsit Paris. Și pe ăsta propuneau toți să-l scoatem, să-l excludem. Și eu aici am luptat. Băi băieți, el e la serviciu militar. Ion Parii s-a născut în satul Șarbaca, comuna Cuconeștii Vechi, Plasa Ștefănești, județul Botoșani, Basarabia. Sunt întocmai cuvintele cu care se prezintă domnia sa. Este un om care știe clar care sunt rădăcinile. După absolvirea facultății, este medic militar timp de 25 de ani în cadrul Corpului de Ofițeri a Armatei Sovietice. Timp de 5 ani a muncit ca medic militar în Azerbaidjan. Apoi a fost transferat în orașul Armavir, regiunea Krasnodar, Federația Rusă, la Școala Militară Superioară de Aviație, unde a și petrecut următorii 20 de ani. Aici și-a crescut copiii, iar soția Maria a lucrat în calitate de șefă a laboratorului clinic al unui spital orășenesc, ajungând treptat specialist principal în domeniu. A fost stimat și apreciat pe măsură. Dovadă este insigna eminent al ocrotirii sănătății, o insigna a Ministerului Sănătății al URSS, care ajungea cam rar pe la medicii militari, și încă alte 7 medalii militare de stat pe parcursul întregii carieri militare. În acești ani de cătănie, mama, în dorința ei de a-l avea mai aproape, îl roagă să-i scrie românește. Mama nu a avut timp sau nu a vrut
pentru că aveau avut de educat 5 copii, nu s-au ocupat ea cu alfabetul ăsta ca să învețe chirilă. Și când eram în armată, fiind de ofițer, odată mi-a spus, Ioane, ia scrie tu românește, că eu vreau și eu să-ți scriu ție. Și eram foarte bucuroși să citim scrisorile de la mama, cu un scris foarte caligrafic, cu o logică de invidiat, argumentând, și era foarte plăcut. Numai adresa, el ruga pe tata să o scrie cu litere rusești. Ca militar, nu prea a avut libertatea de a veni la baștină când își dorea. Părinții au încălcat grav regulamentul. Armata e armată, noi înțelegem că 25 de ani armată, dar în 25 de ani de armată mai vii și în concediu. Toamna, la noi se începe controlul, veneau din Moscova sau de asta, nici în ruptul capului nu puteai nici să te gândești măcar să te duci în concediu. Dar să înțelegi că eram cu gândul toată vremea la tânsă și parcă, știi, evident cum ei stau și asta, trimiteam, să înțelegi, felicitări, telegrame. Eu spun, regulamentul e regulament, tradiție, tradiție, tot ce e scris trebuie să fie respectat. Și el a rămas numai datorită lui colegii de Rem și al lui Dolghi. Eu, de pildă urmă, eram categoric împotrivă. Dar totuși nu l-am expus și el acum, slavă Domnului, tot timpul cu noi. După pensionare, timp de 15 ani a activat în calitate de psiholog al Comisiei Medico-Militare a MAI din Republica Moldova. Și azi muncește la centru științific în domeniul medicamentului. La nici 17 ani, Iona Babi a devenit student la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. Era oarecum predestinat carierii de medic, având un unchi atât de carismatic precum a fost Nicolae Testemițeanu. După încheierea studiilor universitare, lucrează o vreme terapeut, apoi otorinolaringolog la Spitalul Raional Strășeni. A urmat doctorantura la Institutul de Cercetări Științifice din Moscova. Aici își susține teza de doctor, iar ulterior și pe cea de doctor habilitat. Peste doar câțiva ani obține titlul științifico-didactic de profesor universitar. Din 1995 a fost ales 3 termene la rând și în mod unanim prin concurs în funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testemițeanu. Fidel tradițiilor moștenite, rectorul Iona Babi continuă să promoveze o politică de cadre eficientă, orientată spre menținerea și perfecționarea continuă a colectivului universitar. S-au îmbunătățit considerabil condițiile de odihnă și de trai ale studenților și rezidenților în campusul studențesc. Se implementează cu succes planul de dezvoltare a infrastructurii universității în parteneriat cu Societatea de Construcții Dan Sicons, care include un complex de obiective socioculturale și spațiu locativ pentru cadrele științifico-didactice tinere și lucrătorii medicali din municipiu. Sub conducerea rectorului Iona Babi, universitatea și-a recăpătat strălucirea de altă dată, redevenind una din cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Moldova. Aici, cadrele medicale pentru Sistemul Național de Sănătate, cât și pentru alte țări, se formează în conformitate cu cerințele OMS, Organizația Mondială a Sănătății, și standardele internaționale de azi. Din 2005 până în 2008, Iona Babi a activat în funcția de Ministru al Sănătății. Cu suportul ministrului Iona Babi a fost elaborată Politica Națională de Sănătate și Strategia de Dezvoltare a Sistemului de Sănătate Moldova. S-a optimizat sistemul de asistență medicală primară. A fost inițiată reforma sectorului spitalicesc.
s-a majorat bugetul consolidat al sistemului de sănătate, grație creșterii contribuțiilor de asigurare și multe altele. Deținând funcția de ministru, Ioana Babi a fost în același timp și membru al biroului executiv al Organizației Mondiale a Sănătății, fapt care a facilitat recunoașterea Republicii Moldova și a Sistemului Național de Sănătate pe plan internațional. Pentru performanțe științifice remarcabile, Ioana Babi, prin vot unanim, a fost ales membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, anul 2000, fiind în același timp membru titular și membru de onoare al mai multor Academii de Științe din alte țări. Este autorul a peste 500 de lucrări științifico-didactice, inclusiv monografii, manuale, îndrumări metodice, brevete de invenție și altele. A pregătit 16 doctori și doctori habilitați în științe medicale. Pentru merite deosebite, cu impact considerabil asupra dezvoltării sociale, profesorul Ioana Babi a fost distins cu înalte decorații de stat și onoruri ale unor reputate foruri științifice de pe mapa mond, printre care menționăm doar Ordinele Prietenia Popoarelor și Ordinul Republicii, titlurile onorifice de om emerit al Republicii Moldova, laureat al Premiului Național, ediția 2013, doctor honoris causa al universităților de prestigiu din alte țări, Marea Medalie de Aur Albert Schweitzer și Distincția Internațională Socrates. Rectorul, profesorul, academicianul Ioana Babi, întreaga sa viață și activitate și-o consacră fără rezerve slujirii cu devotament și dăruire alma mater, medicinii și, în ultimă instanță, sănătății poporului din care face parte. Orice lucru gândit să dăinuiască în timp trebuie zidit pe o temelie cât mai trainică. Nicolae Destemițeanu a fost cel care a pus fundamentul ocrotirii sănătății în Republica noastră. Așa că orice reforme ulterioare în acest domeniu au avut o bază de nezdruncinat. Lucrurile și faptele bune lăsate moștenire de el dăinuiesc prin ele însele. Și azi încă sunt un exemplu viu de slujire a țării, o sursă de inspirație pentru toți discipolii lui. Asemenea oameni rămân de-a pururi în panteonul neamului nostru românesc. După ce am absolvit universitatea, desigur că toți am fost repartizat la serviciu, vă zic că, în diferite colturi Republicii noastre. Eu am fost repartizat la Cedră Lungă. Primele jumătate de an era foarte greu, că eram unul cu chirurg, că erau așa vremuri că nu vedeam acasă câte o sutcă. De dimineață secție, operație, una, la primire la policlinică, de la policlinică iar în secție, acolo iar operație, dacă mai duce un alt, iar rămâne acolo. În principiu, eu pot spun că au fost ani fericiți, deci că eram atunci, nu știu cum, hapsând de lucru. Mi-era interesant să lucrez. În scurt timp, Nicolae Dolghi e numit tot aici medic șef adjunct. Apoi mai urcă o treaptă ierarhică, devenind în 1971 medic șef. După 12 ani de muncă asiduă, de mari prefaceri aduse spitalului raional, Nicolae Dolghi rămâne în amintirile localnicilor drept un om merituos. И лучший на сегодня, и, наверное, все времена главврач. Сидоровское здравоохранение начинало с долго. Iar concitadinii îi conferă calitatea de cetățean de onoare al urbei lor. Drept urmare, în anul 1981 este numit în funcție de viceministru, iar peste încă 3 ani în cea de prim viceministru al sănătății, calitate pe care a deținut-o timp de 16 ani, un adevărat record de longevitate, dar și de recunoaștere a calităților sale profesionale deosebite.
a mai ocupat funcția de director general al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelarii de Stat. Pentru munca rodnică depusă ani în șir, Nicolae Dolghi a fost decorat cu ordinele Insignă de Onoare și Gloria Muncii și s-a conferit titlul onorific de Om Emerit și cel de Lucrător Emerit în domeniul ocrotirii sănătății. În funcție de viceministru, a lucrat cu mai mulți miniștri, printre care și cu Gheorghe Ghidirin, unul din frăția lor. După ce am fost ales unanim de către Parlamentul Republicii Moldova în funcție de Ministrul Sănătății, am pus o singură condiție, ca să am posibilitatea, din contul timpului personal, să mă ocup cu chirurgia, fiindcă chirurgia nu se lasă, dacă se lasă, se uită. Dimineața pe la 7 începem operația, la 9 eram la serviciu, seara după 6 plecam în contravizită să vizitez bolnavii. Și n-am părăsit activitatea chirurgicală nici o zi. Citeam prelegeri la studenți, făceam uneori seminarii și toate nu în detrimentul funcții de ministru, fiindcă acolo eram de la 9 până la 6. Zilnic, minut în minute. Gheorghe Ghidirin a preluat funcția de ministru al sănătății într-o perioadă extrem de complicată. Destrămarea Imperiului Sovietic, urmată de mișcarea secesionistă din Transnistria. A promovat legea sănătății, referitoare la asistența medicală primară, la serviciul spitalicesc, la crearea clinicilor universitare, medicina preventivă, sistemul farmaceutic și stomatologic au fost alte obiective de bază în activitatea ministrului sănătății Gheorghe Ghidirin. El este membru al Comisiei Naționale pentru Acreditare și Atestare, președinte al Consiliului Științific pentru susținerea tezelor științifice în chirurgie. În 1993, profesorul Gheorghe Ghidirin este ales membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. În același an, devine membru de onoare al Academiei de Științe Medicale a României. A idoma dascărilor săi de renume, Nicolae Testemițeanu și Nicolae Nestiade, a izbutit să împărtășească cunoștințele și experiența sa unui mare număr de medici care se consideră pe bună dreptate discipolii lui Gheorghe Ghidirin. Aceștia, împreună cu mentorul lor, au redat speranța și bucuria vieții la mii de oameni. Iar dacă ar fi să mai punem la socoteală rudele, prietenii, colegii acestora, nu în zadar, o republică întreagă îl pomenește numai de bine. Pentru Nicolae Ghidirin niciodată nu s-a pus problema ce drum să aleagă în viață. Competiția permanentă cu fratele mai mare, Gheorghe, dorința aprigă de a-l urma și de a-l egala sau chiar de a-l întrece, l-au îndrumat în mod firesc spre Institutul de Medicină. Gheorghe strântea cel mai bine, Gheorghe învăța cel mai bine, Gheorghe, deci, absolut în toate el era așa. Pentru mine el devenise ca un lider. Fără ca să-l recunosc așa deschis și pe dânsul enerva asta, de pe dânsul enerva, de ce eu îl bade? Zic, bade, dar lui nu. Dar eu credeam că în familie doar un bade poate fi, nu 10. Zic, dar cum eu ții dacă bade este? Nicolae Ghidirin s-a născut în comuna Palanca, județul Cetatea Albă. La un anișor a rămas orfan de mamă. Din acel moment, Petru, părintele, i-a fost și tată și mamă. Și-a ales același drum în viață ca și fratele Gheorghe. După terminarea facultății, muncește la Spitalul din Bălți, secția ortopedie și traumatologie. În scurt timp, devine doctorand la Catedra Chirurgie Generală. Ulterior, la recomandarea rectorului și a Ministerului Sănătății, ajunge la Moscova, la Catedra Chirurgie Generală, condusă de renumitul chirurg Iulii Efimovici Beriozov. Aici s-a specializat în tratamentul chirurgical al cancerului esofagului, stomacului, alegere căreia i-a dedicat întreaga carieră.
Pe lângă activitatea clinică, Nicolae Ghiderim s-a manifestat și pe tărâmurile științific și didactic. A publicat peste 100 de lucrări științifice, inclusiv 2 monografii, un manual, 2 compendii, un dicționar explicativ de oncologie, 5 îndrumări metodice și altele. Este conducător științific la 4 doctori și doctori habilitați în științe medicale, iar 7 sunt pe cale să susțină tezele. În anul 2008 a fost distins cu Premiul de Stat al Republicii Moldova. Nicolae Ghiderim, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar. Noi tehnologii în combaterea cancerului în Republica Moldova. Pe domnul Tulej, l-am cunoscut când a fost președinte Ghiderim și mi l-a prezentat pe dânsul ca prieten. Că ne-am făcut și noi prieteni acolo pe loc, ne-am lucrat. Nu mulți, aș zice că eu n-am prieteni mulți. Eu dacă am 2-3 prieteni acolo pe loc, asta e mult. Prietenii mei de bază sunt ăștia. Eu foarte mult țin la noțiunea de prieten. Dacă îl numești prieten, apoi ăsta e prieten. Prietenul nostru, Iuri Tulei, de acum peste 30 de ani, conduce cu o gospodărie dintre cele mai fruntașe din Republică. Gospodăria Nistru, din Olănești. Anul 1982. Domnul Iurie Tulei era numit în funcție de director general al gospodăriei din satul Olănești. Venea încoace cu gândul tainic că peste câțiva ani avea să se reîntoarcă în satul Antonești, drag inimii lui, unde muncise agronom șef. Omul își propune, dar domnul dispune. Îl duce de mână acolo unde nevoia și încercările sunt mai mari. Se anunțau vremuri de restriște pentru Moldova. Un imperiu se ducea de râpă, îngropând totul în jur sub dărâmăturile sale. Olăneștiul însă a fost cruțat oarecum. Multe sate din Moldova sunt pe cale de dispariție, iar Olăneștii arată ca o oază. Prin vrednicia oamenilor și, în primul rând, al celui din fruntea lor, Iurie Tulei, aici lucrurile merg foarte bine. Societatea pe acțiuni Nistru Olănești este o gospodărie exemplară, mai curând o excepție în agricultura Moldovei. Și asta pentru că îl are la cârmă pe președintele Tulei. Ca președinte al asociației, a sprijinit toate lucrările importante pentru viața comunității. Construcția a 2 grădinițe de copii, a unui complex sportiv modern, farmacia sătească, drumurile. La un moment dat, a fost ademenit cu funcții înalte la Chișinău. Dumnealui însă a preferat să rămână cât mai aproape de pământ și de cei care lucrează. Asta știe să o facă cel mai bine. Întreaga-i făptură vădește multă cumpătare, cum se cădenie, omenie. Pe asemenea, oameni vrednici s-a ținut totdeauna o casă, un sat, o țară. Epoca gorbaciovistă. Conducerea de la Moscova încearcă cu disperare să înfăptuiască anumite schimbări socioeconomice pentru a evita prăbușirea țării. Este perioada glasnostului, așa zisei transparențe. Odată deschis zăgazul libertății cuvântului, al dreptului la opinie, mase largi de oameni s-au pomenit angrenați în activitatea politică și mai întâi de toate cei care aveau experiență politică, sindicală. Deputați în primul parlament au fost aleși oameni foarte cunoscuți, fie în Republică, fie în raioane. Victor Uncuță, membru în primul parlament al Moldovei,
semnează alături de majoritatea deputaților declarația de independență și suveranitate. Aici avem un moment de cea mai înaltă vibranță pentru întreg neamul românesc din Basarabia. E vorba de ziua proclamării independenței statului Republica Moldova. Și în timpul mitingului am luat cuvântul și eu la tribuna centrală alături de Snegur și alți activiști atunci ai poporului. Iată, taman aici, în momentul acesta, vorbesc despre deputați agresivi, reacționari din grupul deputaților Uniunii Sovietice, care au dus la formarea Transnistriei. Ne-a legat războiul Rusiei contra Moldovei. Un moment crucial pentru țară. Cum zicea Halil Gibran, nu întreba ce poate face țara pentru tine, ci întreabă-te ce poți face tu pentru ea. Когда была беда в Чернобыле, меня на Украине остался дом, бесхозный дом, хороший дом. И я пишу Чернобыль письмо, чтобы отдали бесплатно этот дом тем людям, которые пострадали. Те мне поблагодарили, если будут, говорит, нуждающиеся, мы туда направим. Ivan Marciuc a luat și el parte la evenimentele sângeroase din 1992. Acest om înzestrat cu un înalt simț al recunoștinței pentru țara care a devenit o a doua patrie, știe cum să-și o manifeste, prin fapte. La Krasnaya Gorka, din Bender Tighina, făcea de gardă câte două zile într-un adăpost blindat, oferind ajutor medical celor răniți. У меня две родины матери. Мать, которая родила меня на Украине. И мать, которая тут меня дала работу, выучила. Это родина Молдова. Я очень благодарен Молдове. Ivan Marciuc s-a născut în satul Berezna, din Ucraina, într-o familie de țărani. După absolvirea clasei a 10-a, a făcut 2 ani la o școală de medicină din orașul Poltava. A urmat apoi o scurtă carieră de ofițer activ, care s-a încheiat odată cu adoptarea politicii hrușoviste de reducere cu peste 1 milion a efectivelor armatei sovietice. După demobilizare, și-a continuat studiile la Institutul de Medicină din Chișinău. Absolvindu-l, a fost repartizat în Centrul Raional Cimișlia. Pe atunci, raioanele de sud erau cele mai înapoiate din Republică. Baza tehnico-sanitară lipsea cu desăvârșire. Spitalul raional amintea mai curând un grajd. Între anii 1977-1990 a fost medic șef al Spitalului Raional Cimișlia. Din acel moment, Ivan Marciuc și-a manifestat din plin calitățile de om gospodar. În 5-7 ani, spitalul ajunge de nerecunoscut. A fost înălțată o nouă policlinică cu 7 etaje și 3 clădiri de tratament. Spitalul Central Raional din Cimișlia ocupă locul 3 în Republică și este distins cu diploma de onoare a Ministerului Ocrotirii Sănătății a URSS de către ministrul Burenkov. În acest răstimp, aici au fost implementate 80 de noi metode de diagnosticare. În 1981, Ivan Marciuc este ales delegat la conferința unională de la Moscova a activului lucrătorilor din domeniul ocrotirii sănătății al URSS. În 1986 este ales deputat la Congresul Societății Crucea Roșie a URSS. Pentru munca remarcabilă în domeniul ocrotirii sănătății,
Ivan Marciuc a fost decorat cu ordinul Insigna de Onoare și cu 3 medalii. За это время, за время главного врача районной больницы, я сплотил коллектив. Так, что у нас почти были ликвидированы жалобы больных на врачей. Мое любимое выражение – нужно делать добро людям. Пришел больной, ты должен ее обслужить, как своего отца, мать, брат или сестру. Acest îndemn nu era un ocazon, ci izvora dintr-un crez foarte sincer, un crez creștinesc. Parcursul la acești 31 de ani, așa a fost să fie, să îmi aduc aportul la construcția mai multor obiecte din sat. Însă cel mai apropiat obiect, am în vedere apropiat de suflet, este biserica. Pentru mine, în măsura care o înțeleg eu, biserica este un lăcaș unde fiecare om trebuie să ducă din când în când un lăcaș unde ducându-te, intrând în această biserică, vrând, nevrând, te gândești despre sensul vieții, despre ce, cum ai trăit, cum ar trebui de trăit viața pe care o ai să o trăiești pe pământ. Un lăcaș unde găsești o alinare a sufletului, aș spune eu. Este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Soțul termina, printre altele, și colegiul de pedagogie din Călăraș și asta a influențat foarte mult în activitatea lui, fiindcă ceilalți se învățau de la dânsul. Domnul Ghidirim, așa cum aș pomenește, cum în frăția lor, soțul era numit înțeleptul, fiindcă ei așa spun că dacă ceva apărea, o neînțelegere în ceva, trebuia să intervină plugarul ca să îi împace pe toți și să-și spună ultimul cuvânt. Și dacă el și-a spus cuvântul, toți erau de acord. Deci, înțeleptul era numit. Ștefan Plugaru devenea student la medicină având deja 3 ani de serviciu militar și colegiul pedagogic din Călăraș. Datorită calităților manifestate anterior, a fost numit starostele anului. Era un student foarte ordonat și exigent. La Plugaru, deci în primul rând, era o disciplină foarte în privința lucrului didactic. Atât era de competent în lucru pedagogic, didactic, că noi de pe atunci îl admiram. Toată lumea îi aprecia felul său de a fi calm, diplomatic, respectuos față de colegi și față de studenți, înțelegător, discret și totodată atent. E foarte om cum scade, calm, știți, întotdeauna foarte, foarte în detalii întreabă, zic, și el, iacă, la multe pe noi ne-a învățat. La multe ne-a învățat pe noi. Așa se referă la responsabilitate când era vorba de studie, de comportare și mai departe. Avea un diapazon larg în cunoașterea istoriei, limbii, dacă când vorbea. Avea o dicție
ceva ieșită din comun. Era imposibil să înțelegi ce spune el. Respicat. Avea cultura generală mult mai înaltă decât noi. După absolvirea facultății, rămâne asistent la Catedra Microbiologie, Virusologie și Imunologie. Susține teza de doctor, devine conferențiar universitar, șef de catedră, decan. Timp de un deceniu a fost și director al Colegiului Național de Medicină. Era un pedagog înnăscut. A avut o carieră științifico-didactică prodigioasă. Pentru meritele deosebite, i s-a conferit titlul onorific de om emerit și a fost decorat cu ordinul Gloria Muncii. El fiind conferențiar, are vreo 4 monografii. Nici academicienii alții n-au atâtea monografii. Manuale are, compendii. Vă spun, o limbă nu numai vorbită și scris. Și în primul rând, când scrie, noi spuneam, băi, nu tipări, lasă așa de mână, fiindcă atât de frumos un scris, eu zic, picta, parcă picta, dar nu scria. Avea el un statut aparte. Noi, pentru noi, el a rămas starost. Și azi e cu ei, în inimă și în cuget. Acum e perioada când se poate de făcut totaluri. Vreau să spun că pe parcursul anilor s-a făcut ceea ce trebuie să facă un om până la vârsta asta. A făcut foarte mult și a făcut foarte bine. Și sunteți toți de acord, fiindcă totul a fost făcut în ochii noștri și în fața noastră. Și familie, și copii, și nepoți, și casă, și masă, și fântână, și tot ce vreți, copaci. Ce a mai rămas? I-a rămas să-i dorim sănătate mult. Să-i dorim sănătate, să reușească să ducă la capăt toate realizările pe care și le planifică. Dar noi să fim cei care să, în cazul necesității, să putem pune umărul la timp, să ajutăm cu ce putem, să fim mereu împreună cu această frumoasă familie. Sănătate și voie bună! În sânul colegilor și al prietenilor săi, Ștefan Plugaru a rămas pentru totdeauna starostele și omul al cărui cuvânt era hotărător. Am avut mare fericire eu în viață, fiindcă am crescut cu dragoste din partea părinților, din partea mamei și a tatălui, dar în afară de aceasta am avut o frumoasă copilărie prin faptul atitudini deosebit din partea bunieilor mei, care aveau o dragoste față de nepoți și eu socotic și față de mine deosebită. Ei ne încurajau în toate, ne învățau în primul rând să fim oameni cinstiți și cum scade, să ne ocupăm de carte și asta era îmbibat zi de zi. Și nu-mi imaginez că aș putut să ating ceva în așa măsură, fără ajutorul și fără sprijinul și fără povețele zi de zi din partea părinților și deosebit a buneilor. De ceilalți bunei eu nu am știut. Despre asta nici nu se vorbea în familie și chiar stăreau să nu ne spună. Întrebându-i pe părinți, îmi spuneau că aceea e o decedat. Și cu adevărat e o decedat înainte de a ne naște noi, dar pe urmă de acum am aflat despre faptul că au fost represați. Tata tare mult tânge să vede că din cauza că și-a pierdut părinții, s-au dus încolo și el nu a putut cu nimic să-i ajute. Dar chestiunea aceasta el niciodată nu o discuta. Ion Ababi, mai întâi tatăl, apoi și fiul, au ținut mult să pună crucele rudelor deportate și răposate în surghiun, aducându-i oarecum acasă, mai aproape de neamuri, spre neuitare. Eu tare mult sunt și la casă și vin măcar cât de puțin cu copilași, cu nepoței, vin aici, ca să știe și de unde sunt rădăcinile,
ca atare, fiindcă viața, nu știu cum, a început să-i repartizeze, să-i împrăștie prin lume. Dar aș fi foarte bucuros dacă i-ar ține cont de chestiunea aceasta și ar fi un lucru sfânt ca să vină atât în casa aceasta, la cimitir, la bunei și străbuniei noștri, căror le suntem datori că ceea ce avem și la ce am ajuns până astăzi. Iată oamenii ale căror destine îngemănate, prinse în urzeala preteniei a iduma acestor rădăcini viguroase, dau trăinicie gliei, țării și neamului strămoșesc. Oameni care acum aproape o jumătate de veac au preluat făclie sănătății din mâinile dascălilor și au știut să o poarte cu cinste și demnitate peste ani. Și, lucru la fel de important, au reușit să crească alte generații de medici, în grija cărora să lase sănătatea oamenilor de pe acest scump meleag prenume Moldova.